Nu știu dacă vreodată voi fi realizat din toate punctele de vedere, pentru că aș fi ipocrit să spun acum că ai în fața ta un om realizat total și un om fericit. Nu. Poate că, uite, de sărbători sunt un Grinch. Cel mai înverșunat Grinch. Pentru că, la polul opus, îți povesteam despre niște sărbători perfecte, spectaculoase în copilărie. Acum sunt niște sărbători frumoase alături de prieteni și atât. Pentru că nu le poți avea pe toate. Idea mea, Este unul dintre cei mai cunoscuți designer din România și la nivel internațional este un icon al modei și un etalon al bunului gust și al frumuseții. Totodată am plăcerea de a deschide astăzi primul episod din seria Cei mai de succes bărbați din România. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Salutare, Cătălin! Salut și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu și bine ai venit! Mulțumesc pentru acest interviu! Bine te-am găsit. Iar acum că tot am așa o prezență distinsă lângă mine și că te găsesc foarte greu, aș vrea să celebrăm cu un pahar de Prosecco de la Prosecco. prietenii Perfect. noștri, de la Vinul Shop. Noroc. Noroc! Pentru podcastul tău. Să Pentru fie într-un sănătate. ceas bun! Super. Să începem cu începutul. Îți mai aduce aminte de începutul carierei tale în modă și cum a fost acesta? N-am cum să nu-mi aduc aminte pentru că înseamnă viața mea, înseamnă începutul carierei mele, a marcat efectiv tot ceea ce sunt acum și atunci n-am cum să uit acest lucru. La nici 18 ani debutam ca manechin cu carte de muncă Wow. la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, APACA pentru cei care nu știu termenul acesta. Și de acolo am început să parcurg un drum extrem, extrem de sinuos, care de cele mai multe ori am încercat să-l transform într-o autostradă ca să-l parcurg cu acea viteză maximă, să ajung aici. Să nu credeți că mi-a fost ușor, pentru că foarte multă lume îl vede acum pe Cătălin Botezatu și crede că are o viață wow, din contră, a trebuit să muncesc foarte mult, a trebuit să sacrific foarte mult, începând de la o familie, prieteni, viață și, în ultimul rând, sănătate. Și ca să-ți răspund punctual la întrebare, da. Deci, înainte de Revoluție, pot să spun că eram printre primii manechini din România, băieți, fete erau ceva mai multe, ca de Ai obicei făcut femeile mai istorie. privilegiate, Da. care lucra cu acte în regulă, cu carte de muncă, ca, virgulă, model. Sunt multe de spus, depinde ce vrei să afli, pentru că povestea n-a început pur și simplu așa. Povestea se leagă de o femeie care m-a sfătuit să merg pe acest drum. Este vorba de Bianca Brad, căreia poate îi datorez absolut tot. Poate datorită ei sunt aici unor oameni care m-au învățat și de la care am furat meserie, care din păcate nu mai sunt între noi și când spun asta mă refer la Simona Blanga și Naia Ivanov. Sunt doi mari designeri, doi mari creatori. Aș putea da acest statut de creator pentru că de la ei am furat meseria în România și ei m-au motivat să merg pe acest drum extrem, extrem de frumos, dar greu, așa cum spuneam mai devreme. Voiam să te întreb și de anul 1985, cum te-ai simțit în momentul în care în Germania, la Frankfurt, ai câștigat titlul de cel mai bun manechin al anului din Europa? Eram boboc și gândește-te că pe vremea aceea se ieșea foarte greu din țară. Am avut și atunci privilegii peste privilegii. Mergeam în toate deplasările, se mergea pe bază de dosar, adică trebuia să ai un dosar foarte clean din punct de vedere al familiei, tot ce ține de tine ca persoană. Și atunci mergeai la acele prezentări și da, pe lângă prezentările de la Moscova, care erau cele mai bune din punct de vedere financiar și o să spun și asta dacă te interesează. Când am Sigur. fost prima prezentare mai mare și așa, unde am prezentat pentru foarte mulți designeri, a fost în Germania, la Leipzig,
unde am primit premiul pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european, asta însemnând faptul că reușeam în mai puțin de 30 de secunde să schimb absolut tot de pe mine și să intru din nou pe catwalk. Asta s-a întâmplat pentru că din cauza la celor dosare anumiți manechini și manechine nu reușeau să mai plece pe ultima 100 de metri, se spunea că nu mai poate să plece. Iar colecția era făcută în așa fel încât să fie prezentată în totalitate pe acel podium sau la acele show-uri. Și eram nevoit, pentru că manechini erau cam standard ca măsuri, eram nevoit să îmbrac și colecțiile celorlalți. Și uite-mă cum a trebuit să îmbrac mai multe outfituri, să ies în mai multe ieșiri, lucru care i-a uimit pe toți, pe toți străinii, pe toți creatorii, pe organizatorii acelui festival de modă care se organiza în fiecare, se făcea în fiecare an la Leipzig. Și pe lângă faptul că am primit acel premiu, să le dau premiu cea mai bună manechină, cel mai bun manechin și cel mai rapid manechin. Lucru care m-a propulsat așa foarte tare în lumea fashion-ului internațional. Am intrat atunci în nu știu câte prezentări de modă. Mi-aduc aminte un nume sonor pe vremea aceea, Paco Rabanne. M-a văzut și m-a solicitat pentru a prezenta în show-ul lui Mode Comode și mulți, mulți alții. M-am ales și cu o sumă de 10.000 de mărci pentru vremea aia, că nu m-am folosit de ea pentru că nu, ai să râzi, nu trebuia să iau, eu n-aveam voie cu mărci și chiar a fost și un scandal, în ghilimele spus scandal, a sfârșit pentru că în ultima seară a festivalului am fost invitat la banchetul dat de aceștia și a trebuit să cer voie șefei delegației din România, că, vorbesc limba germană și... În momentul în care a fost invitat, ceva delegație în România a spus să spune, tradui domnule că la noi nu se invită modelul, eu fiind un fel de, mă rog, se invită delegat, șeful delegației. Și mi-a zis, vrei sigur să-i traduc asta? Ok, îi traduc și am tradus. Iar mi-am zis, da, la noi nu se invită șeful delegației sau cine răspunde, se invită omul și cel care e interesat. Wow, și am tradus. De pentru care, în seara aceea, mi-aduc aminte că toate fetele, că eram un băiat cu nu știu câte modele. Au fost pedepsite, în ghilimele spus, au rămas în cameră, își făcut să-l bagadă să plece a doua zi acasă. Eu am evadat, în ghilimele spus, și am zis că fie orice ar fi, mă duc la această petrecere, m-am dus, când m-am întors, bine, m-am întors, că lor era frică, foarte mulți manechini și manechine rămâneau peste hotare la astfel de evenimente. Mulți, mulți, mulți. Așa am ajuns și eu acolo, să dau un concurs în urma unor posturi rămase libere pentru că rămăseseră în diverse țări, diverse manechini și manechine. Și au zis, clar, dacă a plecat, va rămâne, pentru că, într-adevăr, mi s-a oferit și șansa asta, nu sunt ipocrit, inclusiv să mă căsătoresc cu o manechină și să rămân în Germania, dar... O manechină cunoscută sau? Nu, o manechină foarte bună pentru Germania, dar pentru că pe vremea eram puțin cam mult îndrăgostit de altcineva în România, o femeie celebră și mi-aduc aminte că nu ar fi meritat, făcusem atâta cumpărături, aveam un geamantan plin de pantofi pentru ea, cum să nu-i duc pantofi și să-i văd fericirea? Nu, glume, sunt un patriot prin excelență. M-am întors, numai că atunci când m-am întors, șefa delegației era supărată foc, brutea, urla, fetele erau toate plânse. Mi-a zis, asta este, m-am întors, ce vreți să fac? Banii nu mi-i dați mie, mă pedepsiți, îmi faceți referat când ajung în România. Ok, faceți ce vreți. În tren, pentru că atunci se mergea cu trenul, erau așa cu ochii pe mine. Culmea este că au fost cu ochii pe mine și o colegă de-a mea a coborât la Budapesta în gară și a rămas acolo. Adică nu au fost cu ochii pe cine trebuia. Eu m-am întors și ori de câte ori am plecat pe urma în străinătate, m-am întors cu lauri, am făcut una bela figura ca model și după care, bineînțeles, după Revoluția a urmat drumul extrem de frumos legat de fashion și acela în care, în sfârșit, mi-am pus amprenta ca designer. Voiam să te întreb, ai avut de mic înclinații către modă? Cum erai tu în copilărie? Cum era Cătălin Botezatul? Ce să zic? Da și nu. Da, în primul rând îmi terorizam mătușile pentru că am foarte multe mătuși și toate m-au răsfățat și trăiam într-o casă foarte mare. Într-una din camere, mi-aduc aminte, era un fel de studio în care sâmbăta sau vinerea, în weekend în general, transformam acea cameră într-un studio și făceam o piesă de teatru. Eram ba împărat, ba pașă, ba harap alb și toate celelalte mătuși trebuiau să fie personajele, bineînțeles, asta este. Bunica mea le obliga
Ele fiind, bineînțeles, mama a fost cea Ele mai erau mare. publicul tău. Nu, și nu public neapărat. Trebuia să facă un, cât un rol, n-ai înțeles, ok, mai grav. Deci era și dai seama că o nu le scenă conveneau. Întreagă. Da, da, da. Și mă îmbrăcam, ce să zic, mă penibilizam, dar eram copil. După care, să știi că eu mi-am dorit foarte tare să devin actor. Am dat la teatru, acolo am cunoscut-o pe Bianca Brad. Și de acolo ideea de a deveni model și de a cocheta cu această lume a modelingului. Deci așa s-au legat. Dar nu m-am gândit. Da, uite, de exemplu, îți dau un exemplu pe vremuri când eram mic. Mama mă îmbrăca, cum se spunea atunci, la Neckerman și Otok și Vele. Erau niște cataloge. Nu știu, tu nu existai. Am auzit de ele. Erau niște cataloge de modă ale Germaniei, Otto, Neckerman și Vele. Atât de groase, în care găseai niște lucruri extraordinare și cine avea acces la ele sau se mai trimiteau din Germania, se trimiteau rudele, neamurile, hainele astea și se mai îmbrăcata la Neckerman. Ei bine, și eu am fost îmbrăcat așa pentru că mama avea prietene în Germania. Cine ar fi crezut că peste timp, devenind designer, o să devin designerul uneia din aceste cataloge? Deci am creat timp de 4 ani haine pentru catalogul Otto și Gvele și m-am vândut în peste 30 de țări un vis la care nu m-am gândit. Sau, de exemplu, priveam la televizor, o priveam pe Angela Similea, diva Angela Similea, și spuneam, Doamne, ce rochii frumoase! Cine s-ar fi gândit că după aceea, în timp, eu am să-i creez rochii Angelei Similei? Sau și mai mult de atâta, pentru că Angela acum nu mai cântă și deși este o femeie superbă și are voce pentru mine de înmărmurești, cine s-ar fi gândit că am să ajung să creez rochii pentru o altă mare divă a lumii, Angela Gheorghiu, și să-mi spună, astăzi voi cânta la curtea împăratului Japoniei, mâine în fața lui Obama. Este o realizare extraordinară, lucruri la care nu m-am gândit, dar care s-au legat. Și cum te-ai simțit în momentul în care visul tău a devenit realitate? Să știi că în momentul ăla nici măcar n-am mai fost așa plin de euforie, pentru că parcă au venit de la sine. Când le vedeam, când vedeam, îmi trimiteau poze, by the way, fac o altă paranteză, iar am jucat până să-i fac rochii Angelei Similea, am jucat în clipurile, câteva clipuri ale Angelei Similea, Să mor de dragoste rănită, Evanghelina, foarte frumoase. Mă simțeam mândru, ca puști, de asta, eram puști, eram mândru, mă dădeam mare. Bine, nu cum se dau puști ăștia din ziua de astăzi, fără niciun fundament. Dar eu munceam foarte mult. Aparent, și poate că nimeni nu crede, mă trezeam la ora 5 dimineața, la ora 6 ieșeam din casă, ajungeam la 7, pentru că efectiv era program la APACA, la acest centru de cercetare. Uneori, chiar dacă eram bărbați, și bărbații, știi cum e, plâng câteodată, nu, leșinau de multe ori în probă, pentru că stăteai ore întregi în probe. Eu, de exemplu, erau băieți și fete care reprezentau și erau manechini pentru anumite branduri, americani, francezi. Eu eram pentru americani și pentru francezi și uneori pentru italieni, deci corpul meu se potrivea. Și stăteam uneori în probă, se făceau mostrele pentru aceștia în probe și câte 2-3 ore sau poate 5 ore. Și în secție era foarte cald, ți se făcea rău, ți se permitea să bei apă, dar nu puteai să stai. Și dacă dai în picioare, erau prezentări de modă tot timpul, aveam o sală superbă, poate cea mai performantă sală de fashion în România la momentul acela, în care uneori erau așa prezentare pe bandă rulantă, pentru că familia Ceaușescu, orice, eu știu, alți președinți veneau în România sau, eu știu, delegații importante, beneficiau în programul pe care îl aveau de o prezentare de modă. Noi trebuia să fim oricând pregătiți pentru a face o prezentare de modă. S-a anunțat, avem prezentarea de modă, familia Ceaușescu vine cu X. Am văzut, așa cum îl văd pe domnul care ne filmează, la nici mai puțin de 2 metri, toate soțiile și toți președinții mari ai lumii din acel moment. La o vârstă fragedă. 19 de ani. 19 până în 20 de ani. Deci munceam, plecam de acolo, apoi după un an, îndrăgostindu-mă de o altă manechină, puțin măritată, asta este, de la care lucra la UCCOM,
Nu degeaba se zice că faci furor și ai făcut. Fac ce pot. Glumesc. Să știi că și eu am fost aspirină pe vremea mea pentru alte femei. M-am îndrăgostit de ea nebunește. Asta este. A fost un challenge pentru mine. Și atunci aveam colaborări și la UCCOM, apoi la ADESGO cu celebra Ela Doicescu. Nu prezentam ciorap, să nu se înțeleagă greșit. Ela Doicescu a fost poate cea mai desăvârșită creatoare, designer, cel mai desăvârșit designer pentru tricotaje. Și atunci făceam acele prezentări superbe. By the way, pentru Caer aveam niște prezentări superbe, superbe, regizate de nimeni altul, de Adrian Sârbu. El făcea regia acestor show-uri. Și nu în ultimul rând am lucrat cu casa de modă Venus, la Zina Dumitrescu. Acopeream toată plaja, eram pe toate revistele, copertă pe toate, mai puțin pe aici Pocolnici, nu eram în rest pe toate revistele acelei perioade. Am plecat zeci de prezentări în străinătate. Repet, la Moscova eram ca la mine acasă, adică ne așteptau fetele de la Red Star. Red Star este o agenție de manechine. Tot timpul cu șampanie, cu caviar. Nu vrei să știi ce e acolo, nu știu dacă e ora potrivită să spun, dar îți povestesc eu în particular. A fost... Avem toată A, a libertatea fost... Da. de Nu avem exprimare. spectatori acolo și nu... A fost o vreme foarte frumoasă, dar, repet, am muncit foarte, foarte mult. N-aveam vacanțe. Vacanțele, da, puteam spune că îmbinăm utilul cu plăcutul când plecam afară, dar munceam foarte mult. Și asta se întâmplă până în zilele noastre. Chiar dacă financiar nu mai am nevoie de bani, asta mă întreține. Tot timpul am să o spun și la tele, am spus-o și în podcast-ul și la televizor și mă consider și vreau să cred că sunt acel cal pur sânge arab care niciodată n-a alergat pentru a câștiga o cursă, ci pentru a-și întreține forma. Ajungem imediat și Trebuie să acolo. mă întrețin forma prin asta, prin muncă, prin realizări și pe asta sunt. Da, e și zvâcul acela adrenalina în care te ține mereu așa în forță Da, să nu... da. Indiferent unde aș face prezentarea, că e Paris, că e Milano, că e Dâlga, eu am aceeași emoție și nu în ultimul rând Mai ai fac acea emoții și prezentare cu acum? același profesionalism. Mai ai emoții și acum după atâția ani de Oricând. zile? Oricând, pentru că este emoția profesionistului. Dacă ai spune, sau dacă aș fi ca alți creatori, știi, uneori mă simt aiurea când văd tot felul de, așa zis, designer sau creatori de afară, nu vorbim de titani. Acum apăreți care sunt în fruntea unor case celebre de modă, care au în subordine sute de oameni. Unul îi face pantofi, unul se ocupă de designul accesoriilor, unul de desene, unul de tot, 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 tot. Și el vine la sfârșit, nici nu știu dacă el le face așa, le asamblează puțin și își dă cu părerea și a ieșit în față și culege laurii. E nedrept. Când eu sunt ăla care eu pasez, eu dau cu capul, eu marchez. Și eu Adică vezi foarte mă ocup de intrigant. la pantofi, accesorii, muzică, regie, scenografie, haine, tot, 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 repetiții, inclusiv sunt cel care introduce manechina pe scenă. Afară, mai este ceva. Există oameni legați cu căști care dau drumul la manechină, nu știu când. Eu vreau să fac eu toate astea. Mai există din adevărații designer, pentru că sau creatori de modă, există Armani care face asta și acum. Pentru că trebuie să vorbim acum și să facem o diferențiere. Creatori de modă au fost puțini. Creatori de modă a fost Chanel, Dior, Valentino, Versace, Armani. Restul, noi ceilalți, suntem designeri. Roata s-a inventat deja. Sunt acum variațiuni pe aceeași temă. Dar ce vă lipsește ca să fiți creatori de modă? Nu ne lipsește ceva anume, dar... Statutul ăsta de creator de modă implică mult, mult. Plus că ei au fost pionieri. Nu mai pot să Dar și fiu. tu ești, mai ales în România și Da, peste bine, hotare. sunt în România și ce am făcut eu poate pentru România și în România n-a făcut nimeni, pentru că Exact. fără lipsă de modestie, sute de premii, mii și mii de prezentări, prezentări în premieră mondială. Uite, bună oară, numai anul ăsta am bătut recordul, peste 100 de prezentări, între care mai mult de jumătate peste hotare. Două în locuri în care n-a făcut nimeni, am făcut o prezentare la Acropole acum o lună în fața 6.000 de persoane cu Acropole în Wow. spate, ceva absolut superb.
care iar a făcut una bela figura pentru România și spun de ce. Pentru că în anumite țări nici măcar nu pronunță bine numele, spun Batezatul, dar spun acel creator tare din România. Ei bine, și atunci sunt așa plin de mândrie. Acum o săptămână m-am întors de la Dubai și am făcut o altă prezentare la Palazzo Versace, în ballroom-ul de la Palazzo Versace. Îți dai seama pentru mine ce emoție a fost, pentru că Versace pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt imaginea acestui hotel datorită faptului că am avut o colaborare long time ago cu această casă și Versace ca designer și-a pus o amprentă extraordinară asupra stilului meu. Și sunt lucruri care mă gândesc oarecum ar fi. Și uite că se întâmplă. Gândește-te că am fost primul creator, a făcut acum Stefano Ricci în Egipt o mare prezentare la Hatshepsut, templul de Hatshepsut din Valea Regiului. Ei bine, long time ago am fost primul creator în lume care a avut permisiunea să facă în Luxor la templul din Karnak o prezentare de modă. Long time ago am fost primul creator care a avut permisiunea să facă un shooting foto la piramide. Tot așa, cu mulți ani în urmă, am fost primul creator și cred că ultimul care a făcut o prezentare de modă pe ruta București-Paris în avion, în mers. Deci, și câte și mai câte. Sunt multe, ar trebui să vorbim ore în șir, dar și multă lume mă întreabă, dar de ce nu spui, dar de ce nu scrii, dar de ce nu apar? Pentru că nu-mi place să mă mai laud sau de obicei acum, mă rog, așa ușor arogant poate spun, e suficient, lasă că spun ziarele și presa și televiziunea de afară. Nu că nu m-ar interesa cei din România, dar în România fashion-ul este privit altfel și uneori alunecă, are un derapaj către o altă pantă despre care n-aș vrea să vorbesc, pentru că sunt colegii mei sau, mă rog, pe unii nu-i pot numi colegi, pentru că nu poți numi coleg o domnișoară care vine cu o pungă cu haine și vrea să are pretenția să fie creatoare de modă, domnișoară care, din păcate, pentru ea este rejectată de un soț iubit amant care vrea să scape de ea, îi face ori salon de cosmetică, ori casă de modă, să scape de ea, să-i dea de lucru. Atunci nu am niciun respect pentru aceste persoane, aceste personaje meteorice, care trag înapoi fashion-ul, pentru că la polul celălalt sunt foarte mulți oameni care muncesc foarte mult, care reprezintă România în această direcție, pe acest tronson, foarte bine, care se vând și care fac una bela figura, pentru că sunt foarte multe produse în magazine mari din toată lumea, ale unor branduri made in Romania. Te-ai simțit vreodată neîndreptățit de presa din România? Nu. Sau că nu te-au apreciat la adevărata ta valoare precum o fac cei din afară? Nu, presa te ridică, te coboară datorită presei și fanilor mei, eu exist, iau lucrurile așa cum sunt, chiar dacă unele sunt niște fabulații, le-am înțeles și pe asta. Singurul lucru care mă deranjează, și mai ales în ultima perioadă, eu știu că nu mai există senzațional și mulțumesc că sunt în fiecare zi apar cu câte un articol. Mă deranjează că și din interviul cu tine, sunt sigur că cineva va prelua ceva, va scoate din context și va face o știre. Mă deranjează că anumite ziare mai puține, dar televiziuni de prestigiu, scot din context o frază, un titlu, o propoziție și o dau toată ziua așa acolo, apoi știrea propriu-zisă va fi seara, știri care mă afectează. Uite, îți dau un exemplu. Într-o zi am aflat cu stupoare, după ce am aterizat într-o insulă, deci după 8 ore de zbor și toată lumea nebunise, că murisem. Așa scria jos pe crol. Pe crol se numește acolo, nu jos. Da, da, da. Da. Cătălin Bozatu a murit, înnecat. De seama că 8 ore până când am aterizat, telefonul meu a fost închis, mama care știa că sunt plecat într-o destinație cu apă și toți ceilalți oameni din anturajul meu au înțepenit, pentru că nu știau când am ajuns, când am plecat, nici nu dau raportul că n-am 18 ani. Sau Cătălin Bozatu din nou grav pe patul de spital și dau acele imagini și acele filmări de acum 3 ani și jumătate când am avut acel cancer și într-adevăr s-au făcut filmări și poze cu mine pe care mi le-am asumat, dar le dau pe alea ca și cum s-ar întâmpla acum. Și pe urmă în text spun, Cătălin a făcut nu știu ce acum. Nu e corect, adică unde mai e acea presă corectă care verifică știrea din 3 surse? Le-am spus, fraților, cum colaborăm, comunicăm, dați-mi un telefon,
Eu știu că vreți căuta senzațional, nu căutați cu orice preț, pentru că am o familie, am o viață, am un business și mi-l periclitați. Nu vreau să ajung prin tribunale, că nu asta e scopul meu, dar faceți-o cu, așa, cu bun simț. Cu bun simț. Asta aș vrea să se întâmple. În rest, nu mă deranjează nimic, pentru că știu cum sunt. Nu cred că trebuie să dau socoteală nimănui, în afară de Dumnezeu. Nu dau socoteală nimănui, pentru că nimeni nu m-a ajutat, în afară de părinții mei care mi-au dat viață și prietenii mei care îmi sunt alături. Nimeni nu m-a ajutat, nimeni nu mă va ajuta. Așa cum am venit, așa voi pleca. Nu datorez nimănui, din fericire, nimic. N-am de ce să mă tem sau să mă lupt cu niște mori de vânt. Da, dacă mă lupt, mă lupt cu oameni de teapa mea, mă lupt cu oameni puternici, în ghilimele spus, și asta e, dar nu e cazul. Ce înseamnă pentru tine orașul Alexandria? Păi ce să însemne? Orașul în care m-am născut. Eu, pentru fiecare dintre noi, orașul natal, indiferent unde este el, sau poate să fie un sat, un sătuc, orice, un tăpșan, este orașul cel mai... Este cea mai dragă chestie, da, ta, de acolo te tragi. Înseamnă începuturile copilăriei mele, înseamnă bunicii mei pe care i-am adorat, bunica mea pe care mi-a iubit-o enorm, care a avut grijă de mine. Înseamnă mătușile mele drage, din păcate una dintre ele nu mai există pentru noi, dar mătușile mele drage pe care le ador, efectiv le ador, m-au crescut și m-au educat. Și am să spun și asta, în ce sens m-au educat. Cea care este profesoară s-a ocupat de educația mea și să tot timpul mi-aducea cărți să citesc. Am citit extrem de mult. Mi-aduc aminte că pe vremea aceea, bine și acum, dar atunci, vezi, altă lume. În fiecare cameră, dormitor, living hall, erau niște biblioteci imense cu cărți. Cu cărți adevărate, nu dar doar cartoane, să dea bine. Pe care le-am citit unele și de două ori. E bine, mătușa respectivă s-a ocupat cu această educație. Aveam o mătușă care asculta foarte multă muzică simfonică și în acest sens știu tot ce înseamnă muzică simfonică, muzică clasică. Închipuieți, iar redeschid o altă paranteză la paranteze, că la 3 ani și jumătate, 4 ani, eram pe trecerea de pieton de la Sinaia și am auzit la un moment dat o bucată din asta și m-am oprit pe trecere, eram de mână cu mama și cu această mătușă și am spus, stai puțin, ăsta este Chopin. Și am zis, cum mai departe, mama nebun și a zis, nu pot să cred ce ai făcut copilului meu. O altă mătușă, cea despre care spuneam că nu mai este printre noi, mă răsfăța. Lucra în turism, avea un shop imens, se ocupa și avea în subordine și un shop și mi-a dușat cele mai bune dulciuri de la Toblerone, gumă de mestecat, tot ce vrei aveam. Cea mai mică dintre surori se ocupa de partea artistică, teatru, organizarea teatrului, mă ura în ghilimele spus, pentru că era o muncă grea, plus că fiind și cea mai mică, atunci când ieșea la întâlniri, bunica îi spunea, dacă vrei să ieși la întâlniri cu prietenii mei, Dragoș săracul, cred că mă urăște dacă mă vede, și când de câte ori mă vede, îl iei și pe Cătălin cu tine. Și mă luau, era mic, mergeam cu ea la întâlniri. Și dacă ea, Dragoș, punea mâna pe ea sau o săruta, eu îi spuneam încă o savarină, încă o amandină. Deci săracul băiatul ăla cheltuia mai mult decât cheltuia cu iubita lui. Anyway, dar a fost o copilărie frumoasă, o copilărie cu sărbători frumoase de Paște și de Crăciun. A fost copilăria perfectă. Provin într-o familie ok și am fost un răsfățat al destinului și al unei vieți perfecte, aș putea spune. Putem să zicem că ai avut o copilărie boemă, așa. Da, da, bine, timpuri. Să știi că destul de severă, pentru că mama, și spun și iar o să supere pe mine, că m-a crescut într-un stil destul de spartan. Adică, repet, venind acasă la ora 10, până când m-am revoltat în clasa 12 și n-am mai venit, am mâncat oricum o bătaie, că mâncam bătaie, nu ca astăzi, în zilele noastre, dacă te atinge cu ceva, vine protecția copilului. Oh, come on, de-aia suntem. Sunt, mă rog, mai bine tac. Deci nu, mâncam bătaie de la mama pe rupte, tata niciodată nu m-a atins. Bătaie nu înseamnă acum că mă maltrata. Dădea câte o palmă așa peste cap, mă lua de perciun și mă ridica până când mai mă puteam să mă ridic și simțeam că mi-a ia tot scalpul. Nu mi-l lua, că știa să se oprească. Mai îmi dădea cu o carte, cine știe unde. Dacă nu spuneam sărut mâna sau nu aveam maniere vis-a-vis de o doamnă, codul bunelor maniere, pam, pam, ia și scrie el. Deci îl urăsc, mai ales că de-a lungul timpului și-a schimbat și culoarea și coperțile, le știam. Deci nu, a fost, atunci nu înțelegeam. Am zis, Doamne, ce mamă rea am. Acum nu am decât să-i mulțumesc în fiecare clipă pentru educația pe care o am.
te-au format mai departe în carieră Da, și ca da. om. Da, din toate punctele de vedere. Deci pot spune că cunosc istorie, cunosc artă, cunosc muzică, cunosc geografie. Mi-am dat totuși niște examene adevărate, nu ca copiii ăștia care nici măcar nu-și dau bacalaureatele și cu care n-ai ce să vorbești dacă mergi undeva cu o fată sau cu cine vrei să mergi, nu interesează decât hai la mall. Eu îmi place să fac pe ghidul, sunt săgetător căruia îi place să meargă în lumea asta și să călătorească și să descopere niște lucruri. Am citit toate religiile posibile, nu mi-am asumat cum crede lumea, Kabbalah sau mi-am să-mi schimb religia, Doamne ferește. Le-am citit să văd dacă mă regăsesc în ele, acolo unde anumite lucruri au fost, s-au suprapus cu trăirile mele, da, am preluat acele lucruri, dar și apoi am mers pe drumul lor. Am vrut să văd dacă ceea ce am citit coincide cu realitatea. De multe ori am fost dezamăgit, chiar și în religia mea, pot să spun asta, chiar dacă probabil multă lume o să mă hulească acum, și în alte religii. Am mers în toate centrele energetice și solare ale lumii să văd ce se întâmplă acolo și am văzut și am simțit. Și revenind la ceea ce vorbeam, ori de câte ori merg undeva cu cineva, încerc să fac pe ghidul, să-i arăt, să-i împărtășesc din cunoștințele mele citite și văzute. 90% din aceste persoane sunt neinteresate de aceste lucruri. Sunt interesate de chestii vulgare, frivole, ieftine. De De ce să lucruri merg până acolo? superficiale. Păi de ce să vezi aia să... Merg atâta ore, urc atâta până acolo. Cum? Cu asta rămâi. Deci visualul tău, asta e tot. Cu asta rămâi, cu nimic altceva. Nu. Mai bine stau la piscină, mai bine mergem la mall, când aud asta, mall e aici. Cel mai mișto îmi plac, știi unde? În insulă. Chiar dacă costă mai mult. Că n-au mall-uri. N-au ce să cumpere. Acolo, vrei, nu vrei, te duci, faci scuba diving, faci snork, stai la plajă, dar n-auzi cuvântul, babe, mergem la mall. Corect. Nu. Bine, dacă au cardul, fac de pe, direct pe cumpărătorul, de pe Farfetch, de pe asta. Și aici, nasol, mă rog, Luisa Via Roma, și se poate și de acolo să faci cumpărături, dar totuși nu mai e chestia aia, să pierzi o oră, două, trei, cinci, așa stând în fața unui magazin și zici, oare cât mai stă acolo, oare cât mai stă să-și ia 1000 de kilos de la Victoria's Secret și mai și arată de magazin. Păi ăștia-ți plac, păi ăștia să iau și tu spui, ia tot. Mi s-a întâmplat. Cu o persoană foarte cunoscută. Nu-i dăm nume. Nu-i dă, nu știa, o să râde, o să mă sune. Care este prima amintire care te duce mereu cu gândul la copilărie? Cu gândul la sărbătorile de iarnă și de iarnă. Sărbătorile de iarnă. Mirosul ăla de cozonaci, de brad, nămeția. Eu am prins, nu știu, acum nu știu, nămeția care acopereau casele, se mergea prin tunel, se făceau tuneluri pe străzi și mergeai într-un tunel ca la un iglu. Am prins acele, era superb. Și știi, a fost așa treptat când eram foarte mic, am făcut, era mic, 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 ceva de genul ăsta. Și aveam o desagă, o chestie, nu știu cum se cheamă, o traistă, făcută așa manual, în care atunci trebuia să, când eram mic, trebuia să vin cu traista plină, biscuiți, covrigi, mere, portocale. Crescând, lucrurile s-au schimbat, pentru că trebuia să vin cu bani. Adică trebuia, îmi doream să adun bani. Când eram mic, nu aveam nevoie de bani. Crescând și mai înaintând în vârstă, mai ales la liceu, cel mai de mișto era frumos, pardon. Era atunci când mergeam la colindă la profesori și profesorii mai aveam un șpriț cu ei, doar era Crăciunul. Uneori veneam matolit rău de tot. Îmi asumam tot, mama, știi ce să mi-a spus, era inevitabil scandalul, dar asta mi-aduc aminte, a fost foarte frumos și mirosul ăla de, am zis, bunica gătea într-un fel și mătușile mele găteau. Bune, era un concurs între concurs, toate mătușile găteau prăjituri, făceau prăjituri, niște prăjituri cu tot felul de denumiri de astea ciudate și sofisticate și mâncam până când efectiv eram așa ca o gâscă din aia care să deasă pe gât ca să facă pateu mult, ficatul mare. Era foarte frumos. Începând, eu știu, de Moș Nicolae până la Bobotează, aproape o lună, așa e și acum, era un festin, era o sărbătoare. În ce fel te-a influențat mai departe în viață educația spartană primită de la mama ta? În toate sensurile m-a influențat. Repet, am putut să fac una bela figură în societate,
Oamenii și-au dat seama că sunt educat, că are prietena o vorbă, că sunt cult în cap, că pot purta orice conversație cu oricine, că pot discuta chiar și subiecte politice, nu fac politică, deși aș putea, dar nu fac pentru că nu sunt suficient de mincinos și de fariseu. M-a ajutat tot ce am învățat, tot ce am studiat și la liceu și la facultate și așa mai departe. Toate aceste cunoștințe nu au fost în zadar. Nu le-am făcut doar ca să... și n-am citit doar ca să fie citit, să marchez ceva. În afacere, în primul rând, te ajută tot ceea ce, eu știu, acumulezi în copilărie, în tinerețe. Dar la vremea respectivă te simțeai cumva umilit de cerințele prea exigente? Ale mamei, da. Da. Umilință e puțin spus, trebuie să dau niște exemple. Pe lângă chestia cu educația, erau umilințele, nu știu dacă tu le aveai, nu le-ai apucat, că tu le-ai altă. Aia cu dugunoiul, la ghenă. Am apucat-o și eu pe asta. Care era cea mai mare umilință, pentru că dacă era, deci nu, eu tot să înțelegi, dacă se umplea gunoiul, trebuia să-l duci. Nu, dacă erau trei chestii în gunoiul, trebuia să duc gunoiul. Du gunoiul, pe urmă, dă cu aspiratorul. Bun. Dăneam cu aspiratorul, după care ia pieptănul ăla și fă și tu ciucurii la covor. Erau cea mai mare umilință. Până mai erau, du-te la sifoane. La sifoane mă răzbunam pe ea. Pentru că la sifoane se făceau pe vremuri și niște, din sifon se făceau niște siropuri. Și primul rând beam sirop până când mă umflam și de banii rămași umpleam sifoanele. De obicei, din două sifoane veneam cu unul plin, celălalt jumate sau bătaia de rigoare sau mă trimitea la piață. Ce să caut eu bărbat la piață? Ia o listă din aia imensă de zarzavaturi. În primul rând, mă duceam, îmi luam mentosane, erau niște bomboane să-mi iau chip. Niște bomboane cavit, niște mizerii, dar erau bune. Alea cu rom, cu ciocolatele cu rom. Le luam alea și pe de ce mai rămâneam, mă duceam și cumpăram. Pătrunjel, mărar, ridichet. Eram pe cele mai mizerabile, de cea mai proastă calitate. Da? Veneam cu ele acasă, pentru că erau mai ieftine, ca din ce rămăsese. Dădea cu ele în cap, mă duceam la piață, fără bani. De data asta și începeam să plâng, la propriu, pe la, că era mic, pe la vânzătoare și spuneam, m-a bătut mama, dați, de ce? Păi eu pentru că am luat asta, păi de ce ai făcut cu banii? Și le explicam. Și piețărăsele acelea, foarte hoase, deja eram un cunoscut al pieței, îmi dădeau pe gratis marfă de calitate. Da, vezi, fiecare își făcea, își făcea treaba cu mine. Am avut umilință, dar bine, haioase, acum ne amuzăm. Dar nu altfel de umilință, să fac cine știe ce mult sau să nu. Pentru că ar fi fost în contradictoriu cu educația pe care o aveam. Dar mă punea să fac lucruri din astea normale, știi? Mie mi se păreau prea masculine, prea de bărbat, să fac eu piața sau să încarc eu sifoane sau să duc eu cu noi sau să dau cu aspiratorul. Păi acum, uite, mai dau cu aspiratorul când vine tantinela. Un om învățat este un om care se remarcă. Au fost aceste vorbe ghidul tău în viață? Vorbele, e puțin spus vorbe. Tot ceea ce am învățat, tot ceea ce am acumulat, tot ceea ce am aspirat, așa, au fost un ghid în viață sau le-am luat ca pilde în momentele în care aveam nevoie de ele. Tot, absolut tot. Nimic din ceea ce am acumulat n-a fost să zic, asta nu mi-a folosit. Tot ceea ce înmagazinezi în creieraș îți folosește la un moment dat în viață. Absolut tot. De ce urăște Cătălin Botezatul codul bunelor maniere? Pentru că ți-am spus, mă punea mama să scrie nu știu câte ori. Dacă intra o femeie pe ușă și eu, nu-i spuneam să rădu mâna, bună seara, bine ați venit sau mai mult de atât, vrea să-ți așeze la masă și eu uitam să-i țin scaunul. Hai de cap, sau pleca, nu știu, până la toaletă, sau pleca în altă parte. Trebuia să mă ridic, la fel, așteptam când venea până se așeza. Același lucru fac și acum, foarte multă lume se uită așa ca la un imbecil la anumite mese, când o doamnă, fiind o masă mare și nu sunt alături de ea, e cu cineva din dotare pe acolo, vrea să plece undeva și eu mă ridic. Și eu la toți uitam, de ce stă asta în picioare? Doamna se întoarce la masă, eu la fel mă ridic, pentru că trebuie să aștepți în mod normal ca doamna să se așeze pe scaun. Mulți se întreabă, ai nebunit? Ești randeaua? Nu. Asta este un mod prin care îți exprimi respectul pentru acea femeie. Dacă nu ești cu ea și dacă nu ești alături aproape de ea să-i susții scaunul, măcar eleganța de a te ridica atunci când ea pleacă și când vine la masă. Sau
puțin știu că, de exemplu, nu mi-ai dat cafea. De ce nu mi-ai dat cafea? Trebuie să-mi dai o cafea, să-ți arăt. Puțin știu că în momentul în care ai o cafea și ai un pliculeț comandă-o de zahăr. Acum, dacă glumesc, stai înșit. Un pliculeț de zahăr sau un cup de zahăr, apropo și de pliculețul de zahăr, trebuie să spun multe lucruri, nu trebuie să încep să bălâng până să se audă zgomotul lingurițe pe lângă ceașcă, apoi să mulți mai fac așa și să îl mai pui. Nu. Lingurița, efectiv, se mestecă ușor în centrul ceșcuței de cafea, apoi o pui elegant pe farfuriuță. Sau celebrul plic de zahăr, plicul de zahăr, pe lung, da? Niciodată nu trebuie desfăcut de la capăt. Un om s-a sinucis pentru asta. Wow. Cel care l-a creat s-a sinucis pentru că el a creat acest plic să se rupă de la mijloc. Fir ar să fie și pentru că toată lumea, tot mapamondul, l-a rupt de la capăt, a zis, am făcut o invenție, am inventat ceva, dar nimeni n-a ținut cont de asta și s-a sinucis, s-a aruncat de pe un pod. E păcat. Adică, e păcat. Bine, nu m-aș fi sinucis pentru asta. Le-aș fi făcut câteva lecții. Astăzi, dacă nu, niște retarzi. Oricum, e prima lumea de retarzi. Dar asta este. Deci, sunt lucruri. Ți-am dat câteva exemple. Da, cu paharul de șampanie, de exemplu. Nimeni nu știe. Bine, ăsta nu e un pahar de șampanie, de vin. Dar un pahar nu se, de șampanie nu se ține așa. Un pahar de șampanie se ține așa, așa și așa. Pentru că, indiferent cum l-ai mișca, el nu o să curgă. Deci, asta este. Așa îl ții corect. Bine, o flută vorbim, da? Vinul se ține într-un fel și așa mai departe. Deci pot să îți spun despre fiecare, cum se mănâncă, de tacâmuri, de... Cred că trebuie să facem un episod întreg. Da, nu ne facem educație. Da, mai văd tot felul de persoane care fac chestii de-astea acum și bine fac. Mă refer la Adelina cu greșit și așa. Dar eu m-am amuz pentru că asta le știam când eram foarte mic și mi se pare așa că... I-am spune, ce, băi, ce, chiar nu le știu și chiar oamenii nu le știu. Dar e bine că, uite, cineva face o astfel de educație, pentru mine se pare așa normal să le știi, să cum. Sau cu ușa deschisă, sau cu mașina. Sunt multe. Multe. Mai vorbim. Cred că ar trebui să îți deschizi o școală de așa. De bună manieră? Un proiect. N-am timp, auzi. Dar din păcate... Ai văzut cât că abia am ajuns la tine, la podcast. Așa este. Aș vrea. Și aș vrea să împărtășesc oamenilor, prietenilor, măcar din ceea ce știu eu, măcar 1%, dar e greu. Ce pot să spun este că am format oameni și că datorită mie există fete, băieți și oameni care au ajuns departe și care sunt recunoscători și mă mândresc cu asta. Sunt manechine care sunt top modele internaționale sau actrițe mari. Sunt... băieți care sunt acum în prezentatori de televiziune, diverse televiziuni care au pornit de la mine, care au fost manechini, pe care i-am îndrumat pe așa pe diverse direcții și pot să spun că da, mă mândresc cu acești oameni. Sunt oameni cărora le-am schimbat destinul, sunt oameni cărora le-am salvat viața. Uite, bunoară faptul că eu am avut un cancer, asta este, peste care trebuie să știi să treci. A fost un exemplu pentru oamenii bolnavi de cancer și care în momentul în care au văzut că eu am reușit, în momentul în care au văzut că eu am descoperit niște clinici care le-au dat speranțe și care i-au salvat la propriu, pot spune că am salvat peste 100 de persoane alături de consiliera mea medicală, îngerul meu păzitor, Eva Pavel, care în România, cărora în România nu li se dădea nicio șansă, erau deschiși sau li se spunea o să mori într-o lună, două, trei, mergând afară și-au făcut acele operații sau tratamente și trăiesc bine, mersi. Adică, sau, și acum am scris oameni, spune-mi clinica la care ai fost tu, spune-mi ce medic te-a operat pe tine, spune-mi ce medic ai, medic curant pentru inimă și așa mai departe. Deci pot să spun că fac lucruri pentru oameni, fac lucruri, acțiuni caritabile. Bună oară, mă pregătesc acum pentru multe acțiuni caritabile, că sunt de sărbători, deși nu fac doar de sărbători. Deși trebuie să înțelegeți că pentru a fi bun cu oamenii, nu e nevoie să fie Paște sau Crăciun. Paștele și Crăciunul poate fi în fiecare zi dacă doriți să ajutați oamenii. Așa este, dar tu oricum de-a lungul timpului ai făcut nenumărate astfel de, evenimente și vei face în continuare. Cum te-a marcat acest episod greu din viața ta, încercările în legătură cu problemele de sănătate? Am luat-o ca atare. Nu mi-aș fi închipuit că mi se poate întâmpla, pentru fiind foarte așa vulcanic ca temperament. S-a întâmplat, nici măcar n-am stat să mă gândesc foarte mult când am fost anunțat că am această tumoare. Am zis ok, next step, urgent, plecat afară, am
făcut o operație foarte periculoasă, tip high-pack, în care efectiv după ce ești curățat în interior și ești tăiat de sus până jos ca un animal, ți se introduce o doză, un overdose de chimioterapie, ca și cum ai face chimio preț de un an, dar ți-l bagă one shot. E foarte greu. Wow. Pentru că nu știi cum reacționează organismul. Eu am mai avut și neșansa ca la 3 zile după această operație grea, din cauza unor alte mici operații făcute prost în alte părți, și n-am să dau nume, am făcut o hemoragie internă și la acel moment chiar doctorii americani care mă opereaseră au spus, și turci, e posibil, l-am salvat de cancer și o să moară pentru că a făcut această hemoragie internă. Gândește-te că am o filmare care dacă aș do, ar face, în care în momentul în care mi s-a declanșat hemoragia, se scurgea sângele din mine ca într-un film de groază. Totul se înroșea în jurul meu. Șansa mea a fost că unul din medici stătea vis-a-vis de spitalul în care eu eram internat. A venit, a scos efectiv la propriu pe cineva dintr-un bloc operator cel mai performant al spitalului, care nu necesita operație pe loc, dar trebuia să intre în secunda aia. Eu intrasem în fibrilații, au sunat doctorul care se ocupa de inima mea, pentru că am și 5 stenturi. L-au întrebat pe doctor Alp, cât îi rezistă inima. Doctorul a spus 3 ore, dar nu mai contează, deschideți-l pentru că moare oricum. Deschideți-l să încercăm să-l salvăm. M-au legat pentru că tremuram. Dai seama, sângele, mi se introducea sânge pe mâini, pe gât, printr-un cateter, pe picioare, peste tot. Pierdeam sânge la greu. Operația a durat 6 ore și 3 minute, deci dublu aproape. Inima a rezistat. Eu am rezistat. Nu vrei să știi ce durere a fost după, pentru că chiar dacă anestezia nu simți, după ce anestezia practic trece în timp, când a trecut total, am zis că mor, dar am trecut cu credință, m-am rugat în continuu cui puteam, lui Dumnezeu, și am avut, pentru că să știți, uite, deschid mi-e place să spun că deschid paranteze, tot timpul la o boală, 50% o face medicul, spitalul și performanța aparaturii. 50% pornește de aici. Trebuie să fii tot timpul pozitiv, tot timpul să fii, să-ți dorești să trăiești. Dacă ești, sunt bolnav, am cancer, poate să mor, n-ai făcut nimic. Nu, da, sunt bolnav, am boala asta, o voi înfrânge. Cu ajutorul meu, puterii mele și al lui Dumnezeu, voi reuși. Așa se întâmplă. Așa te-ai montat atunci ca tot să treci mai așa, departe? Da, tot timpul. Și asta tot de la Turcia am învățat-o, pentru că prima oară când mi-am pus stand-uri, tot așa, cum suntem noi obișnuiți, aoleu, să ne jelim. Mi-au pus stand-urile și a doua zi mi-a spus să te pregătești mâine, adică cum ar veni, a treia zi, să te îmbraci gros, că mergem la plimbare. Zic, la plimbare? Ați înnebunit? Aveam, no. Și ce crezi că au făcut Turcia? M-au dus la plimbare cu un vaporaj pe niac de ăsta mic, pe Bosfor. Zic, doamne, ăștia sunt nebuni. Chiar și la operația asta foarte grea. Noaptea operației, după ce m-am operat și eram varză, nu mă puteam mișca, eram cadavru, la 5 ore noaptea, au venit să schimbe, pentru că transpiram, nu vrei să știi, sânge, nu mai contează, să schimbe așternuturile. Altceva acolo, ți-e schimbau de 3 în 3 ore. Și am zis, da, dar nu pot, cum să schimbe așternuturile cu mine pe ele? Păi te vei ridica. Cum să mă ridic? Ba da, te vei ridica. Și am zis, nu, sunați doctorul că eu n-am cum să mă ridic. Sunt operat, sunt plin de cabluri, eram roboca. Nu, te vei ridica. Ok, m-am ridicat, susținut, nu singur. Și așa să faci câțiva pași. Și am zis, nu, în momentul ăsta să-mi sunați medicul. Zice, medicul tău are comandat asta. Au sunat medicul, l-am auzit, a zis, ok, e bine, trebuie să faci câțiva pași, chiar dacă ești operat de câteva ore. Și așa mi-am dat seama că de fapt asta înseamnă să fii puternic, să-ți învingi orice frică, să te forțezi tu, în ghilimele spus, și vei reuși. Și ai demonstrat încă o dată că poți trece peste indiferent de obstacole. Aș fi ipocrit să spun că de atunci și până acum nu simt durerea. Adică mi s-a spus că voi simți acea durere unde am fost operat și tăiat și așa mai departe, poate toată viața. Și mai ales în momentele în care mă enervez sau obosesc sau poate mai mănânc. Aici o să se inflameze Eva, că nu o să audă. Eva e consiliera mea și îngerul meu. Să știi că imediat se umflă în partea asta
Poate că sunt și ușor complexat, pentru că abdomenul nu mai e ca înainte și e mai umflat până când probabil va trece timpul și voi avea voie să fac o altă operație de eu știu, de aranjare a mușchilor și așa mai departe, dar durerea e permanentă. Și cum treci peste? Păi am trecut, m-am obișnuit, te obișnuiești cu ea. E o durere cu care te obișnuiești. Numai cei care trec prin astfel de operații și nu doresc nimănui înțeleg acea durere. E o durere surdă pe care trebuie să o sfidezi, bine, nu total, pentru că poți ajunge în altă parte, dar te obișnuiești. De ori de câte ori mă enervez sau muncesc sau, bine, eu n-am voie să ridic nimic, absolut nimic, dar fac lucruri care uneori uit și încep și car, trag de valize, de buneli, pentru că îți dă uneori și acea stare de neputință și bărbatul rămâne totuși bărbat și zici, dar cum nu pot să fac? Și atunci te doare puțin, te zici, am făcut-o. Bine, dacă i-aș povesti doctorul ce am făcut-o, mi-ar zice, ești nebun. Dar mai ascund uneori adevărul. În ce fel ai resimțit perioada comunismului și cum te-a marcat? Pentru mine a fost ok. Știu că multă lume o să zică, păi sigur că da. Pentru că și iar pentru că. Poate pentru că și pentru că și pentru că. Dar a fost ok. Și eu cred că perioada comunismului n-a fost chiar atât de rea pe cât este perioada de acum sau perioada care va urma. De bine de rău eram toți egali. De bine de rău nu era frică de cineva, în ghilimele spus. Nu că era Ceaușescu. Aveam o etică, o morală. De bine de rău toți terminam niște școli, niște licee, niște facultăți. Aveam o educație. Nu era acest haos. Câți copii vedeai nenorociți din cauza drogurilor, din cauza alcoolului? Foarte puțini. Sau deloc. Câți copii vedeai fără să-și fi terminat măcar o școală profesională? Foarte puțin. De ce din acele vremuri vin oamenii cei mai educați? Tocmai pentru că învățam. Toți ne văitam, sigur că da. Uite, îți dau un exemplu la extremă. Mai țin minte că Ceaușescu și toți îl huleam când spunea nicio masă fără pește, nicio masă fără pește. Ăsta bagă noi numai pește. De ce? Păi peștele este un produs foarte bun pentru organism. Sau ne dădea mâncare cu, sau soia multă. Soia e foarte sănătoasă. Bine, foarte mulți o să mă contrazică și știu, au argumente, știu. Să erau cozi, erau... Ok, o să fie cozi în continuare. Dacă sistemul și oamenii care conduc, nu țara noastră, în general, lumea asta nu vor face ceva. Măcar, corect. Știi ce se întâmplă? Atunci eram, așa cum spuneam mai devreme, egali, ne întâlneam, poate uneori pe furiș, dar eram fericiți, aveam o familie. Acum nu mai avem familii, în ghilimele sunt adevărate, nu mai simțim chestia aia tipică a sărbătorilor, a familiei. Da, repet, voi fi combătut și lumea o să spună pentru că ai fost un privilegiat, dar toți, nu cred că au murit oameni aiurea, erau alte reguli, era o altă, cum să spun, disciplină din toate punctele de vedere. Oamenii nu făceau atâtea infracțiuni cum se fac acum și așa, fără, cu nonșalanță. Nu zic că e bine să trăiești pe vremea, în perioada unui dictator, că mai sunt încă dictator. Dar puțină disciplină ar fi bine și în zilele noastre. Dar nu cred că sunt, și nu fac politică, nu cred că sunt oameni care se impună cu eleganță disciplină în România la momentul acesta. Pentru că e tot vina noastră. Alegem oameni, ne bucurăm că îi alegem, dar nu știm cum să alegem. Și întotdeauna am spus că în momentul în care sunt alegeri și în care oamenii vor să aleagă pe cineva, să aleagă un om care deja a ajuns la o maturitate, un om bogat. O țară care alege oameni bogați va fi o țară care va avea perspectivă. Pentru că o țară care întotdeauna va alege oameni care nu au nimic, acei oameni aleși și ce vor face în primul rând? Vor încerca să se îmbogățească pe ei și pe familiile pe care le au. Și atunci nu fac nimic. Nu știu. Dacă aș fi eu unul din acești aleși și aș avea foarte multe bani, foarte mulți bani, primul lucru care l-aș face, aș face ia să vedem ce lipsește țării astea sau orașului meu. Păi străzi, lipsesc grădinițe, lipsesc spitale. Aș face pentru... Nu știu dacă mă înțelegi, nu vreau să critic, repet, nu fac politică, dar aș privi printr-o altă prismă, printr-o altă optică
ceea ce trebuie și ceea ce are nevoie românul. Plus că există, și am spus-o și o voi spune tot timpul, în România un pericol iminent, mare, și până când nu eliminăm acest pericol, nu vom face nimic. Sunt doar două pături, doar două clase sociale. Clasa de mijloc nu există. Și cel mai mare pericol este că oamenii adevărați, artiștii, oamenii de cultură, oamenii care contează, cum spun eu, sunt în clasa, în pătura, în clasa socială a săracilor. Săracilor nu. Până când noi vom aduce măcar în clasa de mijloc pe acești oameni care contează, va fi un mare pericol pentru societatea românească. De ce ai fost manichinul preferat al Eleni Ceaușescu? Știu că întrebarea asta e pe buzele tuturor. Nu știu, nu știu. Nu știu. Orice om are un preferat. Nu, nu știu. Poate că a fost o conjunctură, nu poate, a fost o conjunctură. Am avut șansa să fiu recomandat de o ministră a acelor vremuri, care era foarte bună prietenă cu Elena Ceaușescu. Nu știu, am avut șanse, am avut noroc. Dar asta a fost, știu, toată lumea se întreabă, au apărut tot felul de bârfe și chestii. Eu mi-asum totul. Știu că ai urmat și cursurile Institutului European de Modă din Milano. Care a fost reacția ta atunci când Gianni Versace te-a ales să lucrezi în atelierele lui? Păi, tocmai spuneam că acum când am făcut prezentare în casa lui, una din casele lui, case nu, că n-a făcut-o el, să știi că cea mai tare, nu-ți răspund la întrebare, senzația am avut-o când am locuit în casa din Miami, unde chiar a fost împușcat. Și casa pe care o cunoșteam înainte de a locui. Ai fost acolo? Da, nu, acum câțiva, 3 ani am stat acolo. Și o senzație destul de plăcută și neplăcută, pentru că plăcută pentru că stătusem acolo în timpul unui shooting pe care el l-a făcut la Miami. Neplăcută că a ști că acolo pe treptele acelei case a murit. Iară plăcută pentru că ai șansa să stai într-un palat care are doar câteva camere, cu o piscină imensă unde sunt doar 4 paturi și așa mai departe pe piscină. A fost fain, te-am spus, și a pus o amprentă extrem de pregnantă. Faptul că mi-am făcut practica în atelierele Via Gesù din Milano, fără doar și poate, înseamnă ceva. Dar a însemnat nu numai el, să nu creadă lumea că doar de acolo. Toate, eu știu, relaționalul, toate... Toți prietenii mei din lumea fashion, toți designerii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului m-au influențat, m-au motivat să merg mai înainte. Eu niciodată, și nici în România, ca afară, n-aș putea să fiu invidios pe cineva. N-am fost invidios sau să zic ăla de ce a făcut. Sau... Nu, din contră, am încercat să-i fur rețeta, să văd cum a ajuns acel om acolo. Care rețeta, ce ingrediente a folosit pentru a ajunge acolo. Mi-am dat seama că toți au folosit aceeași rețetă, sacrificiu, din păcate. Și cum era Gianni Versace ca om? Foarte cald, foarte... Era săgetător, în primul rând, ca și mine. El e născut, deci, eu născut pe 3, el pe 2. Nimic a fost pe 2. Nu a fost întâmplător. Extrem de creativ, extrem de bun. Extrem de bun cu sora lui. Pentru el, Donatella Versace era o muză, ceea ce nu se poate spune despre Donatella. În ceea ce îl privea pe el, atunci cel puțin. Un om care ar fi fost în stare să creeze 10 colecții pe săptămână. Un artist, un frumos și nebun. E greu să descrii un om ca Gianni Versace sau un creator. E ca și cum m-ai întreba dacă aș fi avut șansa să cunosc pe Coco Chanel cum era Chanel. Greu de spus, o femeie extrem de introvertită, dar extrem de creativă. Sau mulți alți designeri. Eu am avut șansa să cunosc unul dintre ei și mi se pare suficient. Îi cunosc și pe ceilalți care sunt contemporani cu mine, dar sunt altceva. Ai fost la mormântarea lui? Nu, nu am fost. Nu eram, nu că nu eram în țară, n-am putut să merg acolo, eram prins. Urăsc în mormântările. Apropo de bunica mea la care am ținut cel mai mult, a murit în ziua de Revelion, eram în Peru și
puteam să fac în așa fel încât să se amâne funeraliile, dar mi-am dat seama că n-are niciun rost. Mi-am dat seama că nici măcar nu vreau să văd acel sicriu în care știu că ea s-a rodit de-a pururi. Și vreau să rămână veșnic acea amintire cu ea când se juca cu mine, când glumea cu mine și să nu văd un moment, o zi tristă. Și de obicei nu merg la funerale. Sunt și foarte emotiv, dar nu merg. Vreau ca oamenii să rămână în memoria mea așa cum i-am cunoscut. De ce ai ales să pleci din Italia la momentul respectiv și te-ai reîntors în România? Pentru că ți-am spus, am avut N șanse și dacă ți-ar vorbi de șansele la nivel internațional oferite de case mari, de care cred că niciun om din România nu le-ar refuza, ai zice, ești nebun. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să merg afară, să fiu recunoscut, să am recunoaștere, ți-am spus, am avut colaborări cu branduri mari, dar de ce să nu fiu king și leu în țara mea? M-am născut în țara asta. Bă, cred că aici ar trebui să rămân până la capăt, să sting lumina din punctul meu de vedere atunci când va fi cazul și să demonstrez celor de peste hotare că și România și românii sunt la fel de puternici și de buni ca și ei. Într-adevăr, dacă mă nășteam în altă țară, cu siguranță că eram unul dintre acești creatori mari. Dar nici acum nu este târziu, pentru că ori de câte ori fac prezentări peste hotare, lumea spune, iată un creator mare din România sau cel mai bun creator din România, care poate fi pus în același rând cu creatorii mari din alte țări. Tocmai de aceea, spuneam mai devreme, am primit și primesc tot timpul invitații să fac tot felul de show-uri în diverse colțuri ale lumii, în locații extraordinare, tocmai pentru că am această recunoaștere. N-am în spate o armată cum au ei, pentru că dacă aș avea o armată de oameni care să facă tot ceea ce fac eu, probabil că aș face lucruri și mai și, dar îmi asum faptul că vin dintr-o țară care se află, atenție, că tot zicem, domne, democrația și nu știu, au trecut atâția ani de la Revoluție și tot, nu, se află într-un continuu pionierat, pentru că n-au trecut atâția ani ca să spui, domne, gata, suntem o țară democrată, nu. Suntem pionieri încă, suntem la început, încă trebuie să mai avem răbdare, poate că copiii noștri vor beneficia de niște lucruri pe care ni le-am dorit noi. Așa a fost să fie. Am trăit într-o țară comunistă, cum au fost multe altele. Puțin au trăit în țări democratice și să știi că nici acele țări democratice, din punctul meu de vedere, pe care le cunosc foarte bine, nu au așa o democrație cum credem noi. State foarte mari și n-am să dau exemple, mergând acolo de multe, multe ori mi-am dat seama că trăiesc într-o formă de comunism acoperită, așa sub o folie a democrației foarte bine lucrată și manipulată. Așa că nu credeți că peste tot viața este roz. De-a lungul timpului ai primit numeroase premii. Care e cel mai important pentru tine din punct de vedere sentimental? Să-i spunem așa. Toate sunt importante. Indiferent unde l-am primit, în România, în orice țară, toate sunt importante. Pentru că înseamnă recunoașterea mea, națională și internațională, înseamnă recunoașterea muncii mele. Nu pot să spun că un premiu e mai important decât celălalt. Am primit premii Forbes. Sunt la fel de important. Am Forbes Italia, Forbes Middle East, Forbes Italy, dar toate sunt la fel, repet, de importante, fără lipsă de ipocrizie. Dar cel mai inedit moment din cariera ta, care a fost? Îl poți descrie? Faptul că am făcut niște prezentări în premieră absolută în lume. Repet, Piramide, Luxor, Karnak, în avion, Acropole, Versace, am marcat niște locații greu de marcat. Ce sprijin a însemnat pentru tine Zina Dumitrescu? Asta e un subiect destul de sensibil, pentru că foarte multă lume crede că, a crezut în primul rând că sunt fiul Zinei. Nu sunt fiul Zinei. Zina, pentru calitățile pe care le aveam și pentru faptul că am văzut cât de pasionat eram de fashion și de foarte puțin știu că
Deși lucram la APACA, Zina îmi permitea uneori să vin cu sacouri create de mine în APACA să le prezint la Casa de Modă Venus. Nu sunt fiul ei, a ținut foarte mult, iar un fiu la mine și tot timpul spunea băiatul meu, băiatul lui mama, așa cum fetelor le spunea lebăduțele mele. Am iubit-o foarte tare. Eu, lumea a crezut și foarte mulți cred în continuare că datorită ei am devenit model. Nu, repet, am ajuns, drumul meu a fost așa. Primul step, prima oprire a fost Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, APACA, unde am lucrat aproape un an și jumătate, apoi UCCOM și ADESGO și apoi, datorită iubitei mele, Dana, de pe vremea aceea care lucra la UCCOM și care a mers la Zina și a spus, mama, că zice și ea, îi spunea la fel, mama, Zina, uite, am un puișor de care sunt foarte îndrăgostită, bla, 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 dacă aude Dana o să mă omoare. Pentru că e măritată și acum s-a recăsătorit cu un neamț foarte gelos. Dar nu se uite că nu înțelege românește. Și el. Și aș vrea să ți-l prezint și cred că o să fie un manechin foarte bun. Bineînțeles că Zina m-a asimilat imediat și am fost și pentru ea unul dintre cei, nu poate, cel mai bun manechin pe care îl avea în trupă. Deci nu m-a format, eram format. Îi spun ca și în televiziune. Nu, eu nu mă duc la o televiziune să capă, să mă formez acea televiziune și datorită acelei televiziuni să devin vedetă. Eu dacă mă duc într-o televiziune, știu care e aportul. Eu mă duc Exact. cu un plus de imagine. Deci nu a fost așa. A, că am mers și am făcut zeci, sute de prezentări și cu Casa de Modă Venus, asta este altceva. Dar am început la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, la APACA. Ce ne poți spune despre cartea Trei vieți, Pedeapsa, și despre audiobook-ul acesteia, care a fost un succes așa fulminant? Da, a fost cartea cea mai furată din biblioteci, cea mai citită, s-a tras în 5-6 tiraje, s-a vândut instant. Mi-am asumat acolo prima parte a vieții, lucruri pe care puțin oameni și le asumă și scrisă cât de cât cu mașa, cu perdea, pentru că ar fi fost să dau un oameni care încă trăiesc și încă poate ne conduc. Dar eu am îngropat de mult să se cure aceea războiului, pentru că am înțeles ce înseamnă politica. E o carte frumoasă, scrisă alături de, împreună cu Monica Vlad, bună mea prietenă. Am scos și un audiobook pentru că am simțit nevoie să scoatem și un audiobook care a fost și mai emoționant pentru că acolo erau niște voci și totul era povestit identic ca în carte, dar era povestit într-un anume fel și te emoționa până la lacrimi. Am povestit acolo despre perioada mea din fericire scurtă, dar neagră, acolo perioada în care am căzut de undeva de sus, jos, jos, sub nivelul mării, dar și faptul că am avut puterea să mă ridic, să fiu o pasăre Phoenix, poate, și să mă ridic mai sus decât eram atunci când am coborât. Aș vrea să fie o pildă, ca și operația de care vorbeam mai devreme, că totul se poate relua dacă îți dorești. Că totul are un început, că poate avea o cădere, dar că poți să fii cu pozitivitate și cu foarte multă dorință de a reuși. Eu mi-am dorit atunci, după ce s-a întâmplat acel necaz, să demonstrez oamenilor că poate m-au catalogat greșit, că s-au grăbit să mă catalogueze greșit. Și asta a fost cel mai important lucru. Eram, în ghilimele spus, poate dat afară pe ușă și intram pe fereastră. Am făcut imposibilul ca să demonstrez că ceea ce contează mai mult este omul, Cătălin Botezatu și ce face el pentru societate. Și am reușit. După care totul a mers așa, pur și simplu, simplu. Dar până în momentul ăla n-a fost nimic simplu. Celelalte două cărți din trilogie sunt scrise, dar pentru că cea de-a doua se numește Iubirile și fără doar și poate se referă la femei, e foarte greu. Stăteam cu Monica și mă gândeam să scriu despre femei care atunci erau măritate, acum sunt puțin mai mult măritate, sunt femei celebre, sunt căsătorite cu bărbați celebri. Picanteriile sunt așa cum sunt într-o carte legată de femei și de relațiile unui bărbat cu o femeie și nu știu, mă gândesc. Iar cea de-a treia
este cartea în care, la care lucrez, dar nu știu dacă am să o public vreodată, pentru că trebuie să plec din țară. Pentru că Wow, în deci ea adevărul... aș vrea să spun niște lucruri despre ipocrizia acestei societăți în care am trăit și despre tot ceea ce am văzut, pentru că sunt bătrân ce să fac asta, știu pe toți și pe toate, dar mă mai gândesc, cine sunt eu să mă iau de acești oameni care, cărora le-a plăcut să trăiască o viață în minciună și care nu au făcut nimic pentru societate și care au trăit o viață sterilă. Nu și mă gândesc. Dar poate totuși tragi un semnal de alarmă că... Pentru cine? Că sunt niște fațete. Pentru cine? Tot ce se întâmplă. Trag asta și mâine o iau de la capăt. Și de ce? Pentru că cu bani, cum spun tot timpul, poți să cumperi orice. Ai tras asta un semnal, cu bani, mâine ai acoperit semnalul. Plătind. Nu, nu, nu vreau să mă repet, spuneam mai devreme, să mă bat cu morile de vânt. M-aș obosi prea tare. Ai fost protagonistul și moderatorul unor emisiuni și proiecte de televiziune de mare succes, Supermodels și Next Top Model by Cătălin Botezatu și multe altele. Bachelorette, am fost chiar exact. În primul burlac al României, după care am fost acolo câțiva ani ca protagonist, ca producător, ca prezentator, Burlăcița, apoi... Next Top Model, care a fost și toată lumea, și toți acum îmi scriu de ce nu mai face Next Top Model. Apoi Supermodel by Cătălin Botezatu. Proiecte foarte mari care au născut controverse chiar la nivel mondial, pentru că cele care moderau aceste proiecte, mă refer la Tyra Banks și la Heidi Klum în Germania, Tyra Banks în Statele Unite și Heidi Klum în Germania, au fost puse să facă, de cei care aveau acest format, să facă aceleași lucruri pe care le făceam eu și ele erau niște simple manechine, dar a fost fain. Pe urmă, da, am fost la Bravo I Still. Sunt proiecte frumoase de suflet, dar care mi-au ocupat foarte mult timp. Tocmai de aceea, din ultimul proiect, a trebuit să mă retrag pentru că n-aș mai fi putut face atâta prezentări. Dar nu pot să spun că nu mi-este dor de Next Top Model. L-aș face mâine. Nu se știe. Acum o să înceapă lumea spune să-l face. Sau de Bravo I Still, unde... acolo eram ca o familie de la juriu, chiar și cu fetele acelea nebune, care uneori nebune sunt sub bunar cuvântului, care uneori ne contram, scoteau de însărită la propriu, pentru că nimic nu era fals, totul era real. Este dor de televiziune, dar unul mi-e dor de televiziune de calitate, adică nu știu dacă aș intra în proiecte din astea de dragul de a apăra pe sticlă, că pot să apar pe sticlă oricând. Și din păcate spun, îmi ia prea mult timp, indiferent care ar fi suma aruncată în joc, dat fiind faptul că nu prea mă mai interesează suma, atunci se face o selecție destul de dură. Alegi, pui în balanță. Eu mi-am pus în balanță viața în funcție de carieră și am ales cariera. Care sunt aptitudinile pe care un model, un manichin trebuie să le aibă? Atitudinea, frumusețea, ce contează? Deci trebuie să știți, la femei în primul rând, trebuie să știți că frumusețea de model, aici se poate vorbi atât de mult și aș vrea să spun atâtea lucruri, să reclam atâtea lucruri. Frumusețea de model nu este cea cu frumusețea de miss. Adică un model nu trebuie să fie wow, frumoasă, leonină, cu păr. Un model trebuie să fie șters, trebuie să aibă înălțime, să aibă niște forme, adică 90-60, acum mai, suntem mai toleranți puțin, adică poate să fie și un 90-92 pe șold, nu promovăm anorexia, niciun caz, dar în niciun caz fata aceea nu trebuie să fie frumoasă. Un designer vine cu machiajul, cu coafura lui și o transformă. În prezentările mele, dacă să o vezi, toate fetele sunt machiate la fel, sunt coafate la fel, nu-ți dai seama care e Ionela, care e Maricica, care nu mai. Nu trebuie să iasă niciuna în evidență. Trebuie să-mi iasă în evidență haina, stilul. Da? Deci asta este frumusețea de modelină, cum spun eu. Trebuie să aibă peste 1,75 m până 1,80 m. Ți-am spus despre măsuri. La bărbați, peste 1,85 m. Atletici, nu Gigi Duru cu mâși pe el să tragă la sală de icrapă, sacou aici și aici la fel. Nimic.
Deci trebuie să fie un bărbat înalt, cu atitudine. La bărbați înseamnă, contează bine și la femei, contează foarte mult atitudinea, masculinitatea pe care... Eu, de exemplu, n-aș putea să lucrez, cum se lucrează afară, pe băieți ăștia androgini, care nu mai știu ce sunt băieți sau fete. Hai să ne hotărâm, facem cum au făcut chiar creatori mari și aici, chiar nu sunt de acord, Dior, Chanel, au prezentat ochii de seară pe bărbați. Come on, come on. No offense, vis-a-vis de orientarea sexuală, e ok, totul e ok, dar hai să dăm bărbatului ce al bărbatului și femeii ce al femeii. Indiferent ce faci în dormitorul tău, poți să faci orice, orice, atâta timp cât ești în dormitor, faci ce vrei cu cine vrei. Când ai ieșit, trebuie să fii bărbat, trebuie să fii femeie, să nu deranjezi fonic, să nu deranjezi vizual, prin gesturi, prin nimic. Dar asta în fashion, știi ce se întâmplă în fashion? Când începi să faci chestii de genul ăsta, înseamnă că nu mai ai idei. Înseamnă că nu mai știi ce să faci. De ce să pun eu o rochie care a stat bine pe o femeie și îți emană senzualitate și sexualitate, pe un bărbat care nu emană nimic. Indiferent ce orientare sexuală ar avea acel designer care creează. Astea sunt gratuități. A, da, că sunt designeri care fac moda asta, street style ușor, cu o fustă suprapusă peste un pantalon, merge, hai, come on. La limită, dar asta nu. E mult de vorbit în domeniul ăsta. Oricum, trebuie să știți că vârsta unui model, unei femeie, bărbat, este scurtă. Începe de vreme, la 14 ani, fără să exagerăm, și dacă vrei și ai timp să vorbim și de ce înseamnă a exagera, și se termină la 21, 22, 23 de ani. La bărbați, da, poate merge mai departe, pentru că bărbații arată mai bine și sunt căutați pentru reclame și pentru prezentări și când au 40-50 de ani, dacă sunt ok. La femei nu, dacă nu se îngrijesc, asta e, din păcate, femeia. No offense, asta e. Vin generații de astea tinere, dar din păcate găunoase, nu sunt așa de... Nu mai e ca înainte. Dar din cei pe care ai pregătit la emisiunile de succes de care vorbeam anterior, nu știu, mai colaborezi cu cineva? Ți-a rămas cineva așa? Da. În primul rând, toate fetele sunt celebre, sunt modele celebre sau actrițe sau lucrează în televiziuni. Băieții la fel, da. Tot, nu, n-am lucrat, n-am muncit în zadar. Dar să știm, mai avem timp? Avem, avem. Nu știu, că nu știu cât durează. E un mare pericol în ceea ce privește lumea fashion-ului și modeling în România, cel puțin. Aș vrea să trag un semnal de alarmă. Deși am agenții de modeling de copii, în ceea ce privesc copiii și mai ales fetițele, este un haos, o demență, și asta din cauza părinților. Părinții aruncă în joc sume fabuloase să-și vadă fetițele în tot felul de împrejurări, în tot felul de manifestări, de concursuri naționale sau internaționale, deși acei copii, deși acele copile, fetițe vorbind, nici nu știu despre ce e vorba. Am văzut, eu știu, bătăi efective în care, și am auzit, și asta nu ne face onoare peste hotare, în care la concursuri fără valoare, pentru că sunt concursuri fără valoare, a câștigat locul 1, locul 1 de model X al anului într-o țară fără, la un concurs fără valoare, și a luat coronița acelei fete, mama cealaltă, și a pus-o pe capul fetei Wow. și a zis: nu, copilul meu a câștigat. O demență. Sau văd niște așa zise pseudo doamne care se dau creatoare, care mai și copiază, inclusiv pe mine, m-au copiat cu niște colecții, dar numai asta mă deranjează de la muzică. Nu mă bucur că mă copiază. Dar să pui pe o fetiță de 10 ani, 11 ani, rochii cu drapaje desfăcute până sus, să meargă la șciv, să facă poze la șciv, păi vă mai mirați de ce, pe urmă, fetele voastre ajung la Dubai? Nu. Nu este normal să spui: am atestat astăzi, chiar acum de curând, v-am atestat, eu, X, v-am atestat ca modele internaționale și veți participa la Fashion Week Milano. Că man, ați înnebunit, ați băut apa de la câine? Până unde vreți să mințiți oamenii și părinții care cred așa ceva? Deci eu n-am auzit, nu există nicăieri în lumea asta o instituție, o școală de modeling, o agenție care să spună: tu, X, ești atestat sau atestată ca model internațional și vei prezenta, spun eu, la Fashion Week Paris Milano. Nu există. Dragii mei, părinți, la orice Fashion Week, și plus că Fashion Week-urile de copii nu au nicio valoare, Fashion Week-urile mari au valoare. La Fashion Week-uri te duci cu book-ul făcut de agenție la sub braț și cu compozitul, stai la cozi unde, pentru că sunt mii
de manechine și manechin pentru 30-40 de manechin care vor intra în prezentarea respectivă, ești luat sau nu ești luat. Nu te nimeni nu-ți dă un atestat și spune de mâine tu cu diploma asta vei fi luată la Fashion Week. S-a întâmplat acum de curând. Nu mai mințiți oamenii, nu le luați-le banii. Dacă părinții vor să-și arunce banii aiurea și vor să meargă aiurea până tot felul de țări, la tot felul de concursuri, fără valoare, pentru că până la 14 ani, când o manechină are toate datele, vorbim de înălțime, știe să meargă pe un catwalk, până atunci ea n-are nicio valoare. Și că și-a pus să-și pune în raft coronițe și diplome, că a fost, că man, nici nu contează. Sau am auzit acum mai nou o altă modă, fetițe de 10 ani sunt creatoare de modă. Pă bune, bune, că, deci chiar asta este strigător la cer. Chiar nu poți să crezi așa ceva. Ce creatoare, de ce vrei să-ți transformi copilul în altceva? Încetați, oameni buni, încetați, părinți, să, dacă voi n-ați avut la tinerețe niște lucruri pe care vi le-ați dorit, nu înseamnă că trebuie să vă chinuiți copiii. Anumiți copii, repet, eu mă duc la cursuri de copii și întreb. De ce ai venit aici? Nu știu. Îți place ce faci? Nu. Pentru că aia are 3, 4, 5, 10 ani. Dar de ce ai venit aici? Cine te-a dat? Mami. Și îți place? Da. Altele la polul celălalt, pentru că sunt învățate din familie, să le vezi toate cum sunt. Păi sunt haioase, că sunt copii. Dar această promovare agresivă și drumul ăsta foarte agresiv le duce către în altă parte. Le vezi pe urmă în cluburi căutând bărbați cu bani și întrebând ce mașină are domnul ăla care bea șampanie, domn Perignon. Asta se întâmplă. Sau am mai văzut-o încă o domnișoară care este strigător la cer, este, mi se aud și scriu revistele despre ea, pe bani bineînțeles, că este cea care a descoperit Dubaiul. În ce sens a descoperit Dubaiul? Ca manechină. Nu vă e rușine să scrieți așa ceva? Să spuneți că o fată oarecare, fără niciun fel de veleități, și îmi spun asta, înălțime, mers pe pune și așa mai departe, este o promotoare și un influencer în ale fashion-ului. Ea este cea care a descoperit. Că man, știu chiar dacă părinții se vor supăra pe mine. Părinții sunt de vină. Mama ta este de vină că ai ajuns aici. Și nu ești manechină și n-ai descoperit Dubaiul și nu promovezi cu cinste țara asta. E foarte grav. Da, din păcate cunosc și eu pe cineva care... Nu știu pe cine cunosc, dar sunt foarte multe și eu mă înnebunesc când văd asta, pentru că acești copii cu siguranță nu vor ajunge bine. Vă spun eu, cu mâna pe ei, putem vorbi peste mulți ani despre aceste subiecte. Și acum că tu mi-ai aruncat așa la fileu, de-a lungul timpului, cred că sunt sute, zeci de persoane sau părinți care au venit la tine și ți-au zis să vreau să-mi faci copilul vedetă, să-mi faci copilul model. Nu se poate ceva. S-a întâmplat așa ceva? Da, nu pot să facă ceva. Dacă copilul acela, fata, băiatul, are aceste veleități și are aceste date, putem încerca. Dar altfel nu pot să facă ceva. Nici pe bani grei. Poți să-mi dai și 1.000.000 de euro. Nu pot. Nu pot să-mi bag joc în primul rând de mine. Nu pot să-mi bag joc de acel copil și de banii acelei familii. Nu. Jamais. Care este cea mai mare extravaganță făcută de tine? Ai viața mea pentru mine este o extravaganță. Că trăiesc este o extravaganță, crede-mă. Dar nu la modul ăla. Nu, n-am făcut extravaganță. Să știi că nu sunt frundarnic de ăsta să dau mașini la fete. Era să zic gagici, dar avem public. La fete sau să cumpăr. Nu, nu. Consider că cine mă iubește, mă iubește. Mai am și o vorbă. Cine mă iubește, mă cumpără, cine nu, mă vinde. Dar cine mă iubește, mă iubește așa cum sunt, pentru ceea ce sunt eu. Ei bine, știu acum că multe fete vor să fie cu numele Cătălin Botezatu și chiar și în pat, să știi. Dar acum știu că nici nu mai contează ce prestez, că au făcut-o cu mine, nici nu știe cum a fost, dacă a fost bine, dacă a fost rău, a fost cu Botezatu. Asta e trist pentru mine. Dar asta este. Glumesc. Nu fac extravaganțe, nu plătesc încă, nu sunt never say never, o să vină poate vremea, Doamne ferește. Respect femeia, pentru mine femeia de lângă mine reprezintă cartea de vizită și investesc în ea. Adică dacă o întrețin, nu o întrețin la modul acela că ea e de o altă categorie, nu. Femeia de lângă mine și de lângă un bărbat în general trebuie întreținută într-un anumit sens. Adică trebuie să investești în imaginea ei, în ceea ce face ea, pentru că dacă ești cu ea la braț, atunci te reprezintă. Este cartea de vizită cea mai bună a ta.
atunci când femeia are și ea posibilități, că se întâmplă uneori să nu, femeile nu au toate posibilități financiare. Rar sunt femei puternice cu posibilități financiare, dar oricum de acele femei bărbații fug. Că sunt femeile dominante și fug. Eu, de exemplu, mi-aș dori una de asta cu care să mă... N-am dat până acum. Mă rog, e una, dar n-am dat. nu ne-am înțeles la preț. Deci, repet, le întreții până la o limită, cu o limită. Nu stau acum să le iau case și mașini și așa mai departe. Dar, în momentul în care, atât timp cât stau cu mine, trebuie să fie țais. De ce este Cătălin botezat un cal de cursă lungă? Pentru că muncesc de când ți-am spus și voi munci până la capăt. Și, repet, nu vreau să câștig neapărat cursa, pentru că știu că, într-un final, ipotetic fiind cursa o câștig, vreau să mă întrețin pe mine prin munca asta și prin alergătura asta, continuă. Un cal de cursă, un cal pur sânge, aleargă de calitate, aleargă cu aplomb, aleargă cu grație, cu eleganță. Eu asta fac. Ce te face să fii cel mai bun designer? Dorința de a fi cel mai bun în permanență, dorința de a demonstra că ceea ce faci tu e de bună calitate, dorința de a nu-ți dezamăgi publicul, fanii datorită cărora existi. Să fii cel mai bun înseamnă întotdeauna să-ți depășești limitele. Înseamnă întotdeauna să fii bun nu din punct de vedere profesional, ci să fii bun și de aici. Eu vreau să fiu cel mai bun în primul rând de aici și apoi profesional. Și așa am început, de aici și apoi profesional. Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o până acum? Nebunii? Am făcut tot ce nebunie mi-am dorit să fac, cu limite, din toate punctele de vedere. Dar am niște limite în tot ceea ce fac, în tot ceea ce întreprind, inclusiv în tot ceea ce îmi propun profesional, să fac prezentări, adică nu visez skyvers pe pereți. Da, aș vrea să fac niște prezentări de la spectaculoase cu 400 de manechine și așa mai departe, dar știu că deocamdată nu le pot face. Fac 100, am făcut 100. Dar, repet, tot ce îmi doresc este foarte bine calculat, foarte bine pus la punct, foarte bine gândit și la un moment dat acel lucru se va întâmpla. Dar foarte calculat. Ai avut vreodată momente în care ai spus gata, nu mai pot, adică să vrei să renunți din cauza anumitor probleme? Da și nu. Am renunțat atunci, de exemplu, când am fost operat și închipuiesc că și pe patul de spital aveam săptămâna mea de la Paris și eu mă interesam dacă pot să ies din spital să mă duc la Paris. Iar doctorul mi-a spus, a făcut chiar o glumă cu mine, mi-a zis, pleacă Parisul de acolo? Nu. Mai sunt săptămâna de mode? Da. Atunci stai, mi-a zis în engleză, nu pot să spun, aici în spital că ești nebun. Nu știu ce să spun. E o întrebare la care iară trebuie să dezvolt foarte mult. Eu muncesc pentru că asta simt că trebuie să fac până la capătul vieții mele. Muncesc și fac lucruri de calitate pentru că asta cred că este menirea mea. Nu știu dacă vreodată voi fi realizat din toate punctele de vedere, pentru că aș fi ipocrit să spun acum că ai în fața ta un om realizat total și un om fericit. Nu. Poate că, uite, de sărbători sunt un Grinch, cel mai înverșunat Grinch. Pentru că, la polul opus, îți povesteam despre niște sărbători perfecte, spectaculoase în copilărie. Acum sunt niște sărbători frumoase alături de prieteni și atât. Pentru că nu ne poți avea pe toate. Pe cine ai iubit cu adevărat, Cătălin Botezatu, și cine te-a făcut să suferi din dragoste? Toate femeile m-au făcut să sufăr din dragoste. Crezi că dacă sunt botezată nu sufăr? Glumesc. Toate, când iubești cu adevărat, suferi din dragoste. N-ai cum să nu suferi. Dacă nu suferi din dragoste, înseamnă că nu iubești. Dacă nu ești gelos, cineva spune, gelozia e tâmpenie. Nu e adevărat. Dacă nu ești gelos, înseamnă că nu iubești. Dacă nu-ți pasă de femeia aia și zici, am încredere. Nu e adevărat. Bine, nu stau să-mi îmblând telefon. Am făcut și asta, recunosc, mi-e rușine. Dar pentru că o iubeam foarte tare, pentru că le iubesc foarte tare. Femeile sunt acel rău necesar fără de care nu putem trăi, fără de care nu putem exista. Iubesc, dau totul. Sunt un săgetător, convins și din punctul de vedere.
greșesc, ies dintr-o relație, sufăr ca un câine, m-a făcut preș, mă fac preș și spun, în următoarea relație, care mă gândesc, nu o să mai vină, nu o să mai iubesc niciodată, când o să intru în următoarea relație, n-am să mai fac același greșeli, n-am să-i mai spun primul, eu te iubesc și sunt, de unde? Vine următoarea relație, la fel, sunt preș, îi spun te iubesc, mă deschid în fața ei, aia face la fel cu mine și se întâmplă același lucru. Dar cred că asta face parte din viața mea frumoasă și tumultoasă. În momentul de față, ce îți lipsește pentru a fi fericit 100%? Persoana iubită. Mă mai întrebat până acum, a fost. Nu mai e. Dacă mă întrebai acum 2 ani, era. Da, oricum nu cred că duci tu lipsă, că la câte admiratoare ai acolo... La iubire de o noapte sau aspirine, cum spun eu, sunt la fiecare pas. Și dacă este acum afară. Dar nu e cazul, sunt selectiv. Întotdeauna am fost selectiv. Mai bine singur, mai bine mă uit la un film bun, citesc o carte bună, ascult muzică, mă plimb. Și de, hai să spun ceva, și de câte ori am plecat în niște insule extrem de romantice, singur, de multe ori. Și am fost, am plecat cu cărțile mele, mi-am făcut un playlist cu muzică, mergeam, făceam plajă, citeam, făceam diving, singur, night fishing. Și nu așa, ești nebun? Puteți să duci cu o femeie. De ce? Să mă bată la cap. Poate găseam femeia cuiva pe acolo sau altă. Glumesc. Copile, tu care ești acolo, să nu te intri pe ce spun eu în anumite direcții. Care a fost femeia de la care ai învățat sau care te-a învățat cele mai multe lucruri din mai multe puncte de vedere? Fără doar și poate Dana Obșitară, marea mea iubire. Rămâne în continuare. Nu, cum? Adică am iubit toate, să ne înțelegem, toate femeile pe care le-am iubit, le-am iubit cu aceeași pasiune, cu aceeași putere, dar ea a fost acel ceva special. Ea m-a făcut, eram eu foarte tânăr, ea m-a făcut bărbat, ea m-a făcut să mă simt bărbat, ea m-a învățat ce înseamnă să fiu bărbat, m-a drăgălit, m-a ocrotit faptul că e și o diferență dintre noi de vârstă acum, dacă o să uite o să zică, ce diferență, mă? E o diferență, asta este întotdeauna, mă apropo, femeile mai în vârstă, nu foarte în vârstă. Dar și e bine asta ce e, capeți, ei din experiență, acum e invers, ei femei mai puțin în vârstă, adică mai tinere. Da, ea rămâne fără doar și poate, dar toate celelalte, cum spun și sunt obișnuit să spun și să le numesc, au sertare importante în inima mea, ferecate bine, cu cheițe de aur închise, pe care o să le prețuiesc și pe care o să le respect toată viața mea. Femeia trebuie respectată. Indiferent în ce situație te desparți de ea, toate femeile cu care am fost, am rămas prieteni, am rămas în relații foarte bune, pentru că asta înseamnă să fii civilizat. De obicei, să poți să dai un telefon unei foste iubite soții, ce a fost ea în viața ta, este fantastic, să te poți plânge, să te poți bucura alături de ea, este fantastic. Așa cum nu se întâmplă în cupluri adevărate, care sunt soț și soție și nu pot să-și facă asta. Fiecare stau în dormitorul lui, când trec unul pe lângă altul, până, ca să spun zit, nu mai pleci de aici. Adică, dar în societate sunt cel mai frumos cuplu. Altă ipocrizie a societății, nu din România, peste tot, în toată lumea e la fel. Dar tocmai de aia sunt burlac. Că am ales chestia asta de libertate, să nu dau socoteală nimănui, să nu zică nimeni. Unde ești? La ce oră? Când vii? Mai stai cu aia? Nu mai vine? Vino acasă, copilul, aia. De ce? Am înnebunit? Doamne, ferește. Că tot se apropie anul nou, care sunt planurile tale pentru 2023? Ce îți mai dorești? Ce îmi doresc? Nu îmi doresc nimic, am tot. Dacă ar fi o persoană dragă lângă mine și m-ar întreba asta, aș spune, nu-mi doresc nimic, am tot, pentru că te am pe tine. Nu este acea persoană, nu-mi doresc nimic, pentru că am tot, am o familie, am o mamă minunată, un tată minunat, prieteni minunați, am un anturaj frumos, am colegi minunați. Îmi doresc sănătate. Sănătate. Îmi doresc ca Dumnezeu să mă îmbătrânească frumos, dar să nu-mi ia mințile, cum se întâmplă în cazul multora. Și dacă e posibil, pe lângă sănătate,
să apară cineva în viața mea care să mă facă fericit cu adevărat, pentru că de obicei știu să-mi găsesc și fericirea altfel. Ok, așa va fi să fie. Dacă nu, mergem mai departe. Iar acum vreau să trecem la o serie de întrebări fulger. Dacă în fața ta ar fi acum un adolescent, ce sfat îi da? Din ce punct de vedere? Un sfat general despre viață, cum, ce păi, să facă. Primul sfat i-aș da studiul. Este cel mai important. Să studieze, să studieze, să studieze, pentru că indiferent ce facultate ar face sau către ce trebuie să facă o facultate, să-și termine un liceu și apoi să gândească, să fie capabil să gândească liber, să fie capabil să, indiferent de familia din care provine, să ia viața singur în piept. Să se gândească în permanență că este singur pe lume și să se comporte ca atare. Și atunci va fi cel mai puternic om din lume. Spune-mi un lucru care îți place foarte mult la tine și unul care te deranjează. La mine? Îmi place tot și... De ce să nu-mi placă? Nu. Nu-mi place. Sunt prea posesiv și în sentimente. Sunt posesiv, sunt perfecționist, sunt pisălog. Multe defecte. Nu sunt deloc perfect. Nu-mi place. Ce-mi place la mine? Sunt prea direct. Nu sunt lipsit de diplomație. Spun lucrurilor pe nume. Săgetător din nou. Ce-mi place? Nu știu. Îmi place tot. Îmi place cum sunt eu, cum mi-a dat Dumnezeu fizicul ăsta, cum, repet, cum mă îmbătrânește, cum mă face să gândesc, că îmi place cum evoluez, îmi place să cred că nu mai fac prea multe greșeli. O responsabilitate pe care ți-ai dori să nu o ai? Nu există om care nu are responsabilități. Ar fi un om steril. Am responsabilități și trebuie să am responsabilități până la capăt. Ce minciună spui cel mai des? Nu prea spun minciuni, încerc să, de exemplu, când trebuie să pui ceva, să îmbraci sub o formă, să împachetezi acea, nu e minciună, că urăsc minciuna, urăsc minciuna și proștii. Deci chiar urăsc aceste două aspecte și nu spun minciuni. Când eram mic spuneam minciuni, acum nu mai spun minciuni. De ce aș minți? De-aia ți-am spus, sunt lipsit de diplomație. Pentru că sunt săgetător și asta e zodia, dar de ce să te mint? Mai bine spun în față ce am. Sau de ce să spun cuiva, fac aia când eu nu pot să fac aia? Nu spun minciuni. Bine, așa poate într-o relație mai mint ai fost. Da, cred că toți bărbații mint într-o relație. Dar astea sunt și certate. Și femeile mint. Femeile mint și mai mult. Lasă-mă. Femeile mint așa, pe bandă rulantă. Se mint așa, ne fac una după toate. Topător. Dar asta e... Le iubim așa cum sunt. Am vorbit asta. Trei lucruri mărunte care te fac întotdeauna să zâmbești. Păi spun eu, trei lucruri mărunte în care mă fac să zâmbesc sunt niște lucruri destul de importante pentru orice om care, eu știu, ar trebui să se bucure la aceste lucruri. Lucrul cel și nu-i mărunt deloc. De fiecare dată de câte ori mă trezesc și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat șansa să văd lumina zilei, să văd soarele, este un lucru care mă face să zâmbesc și să fiu fericit. De câte ori merg la culcare și îmi fac o altă rugăciune simplă, în felul meu, pentru că eu cred într-un Dumnezeu al meu permisiv și așa cum mi l-am gândit eu din toate religiile astea pe care le-am acumulat, este atunci când îi spun, îți mulțumesc, Doamne, pentru ziua pe care mi-ai dat-o cu bune și rele și că m-ai făcut să parcurg până în momentul ăsta și pot să văd un cer înstelat, o lună frumoasă sau un întuneric și pot să văd înainte de a mă culca, eu știu, locuința, habitatul meu. Este alt lucru important. Și al treilea lucru important care mă face fericit este să văd tot timpul dimineața și seara atunci când mă trezesc persoana iubită lângă mine. Sunt persoane care tot timpul au ceva de adăugat sau de comentat. Cum reacționezi tu la critici? Nu mai reacționez pentru că asta nu e important. Acele persoane, din punctul meu de vedere, care tot timpul au ceva de comentat și de adăugat, sunt persoane care vor fi tot timpul cârcotașe și atunci mie nu-mi plac cârcotașii, îi las în pace. În tinerețe mă mai enervam. Acum fac ce vreau fiecare. Nu mai îmi pasă.
Dacă ai avea un semn de avertizare pe tine, în care ar fi acela? Un semn de avertizare? Da. Adică... Nu știu, un semn, de exemplu, auto sau ceva. A! Pro. Nu știu, pentru multă lume cred că aș fi semnul ăla de interzis, că sunt inaccesibil dintr-un punct de vedere, sau semnul atenție mare, sau cred că pentru cei mai mulți cred că ar trebui să fie în permanență un smiley face. Cine te cunoaște cel mai bine? Mama mea, fără doar și poate. Mama este ființa cea mai dragă care te cunoaște încă din pântece și te va cunoaște până când va dispărea și te va înțelege, va simți odată cu tine, va iubi odată cu tine, va avea același trăiri odată cu tine. Mama este mama. Ea este persoana care îți este alături până la moarte. Și ultima întrebare, un film care te-a marcat sau care îți place foarte mult? Undeva cândva. Christopher Reeve, muzica Sinfonia pe teme de Paganini al lui Rachmaninov. Îl recomand. E foarte vechi, dar e foarte deep. Iar acum pe final, că tot se apropie și ziua ta de naștere, o să-l rog pe micuțul talentat David Dobrincu să mă ajute să-ți oferim așa o mică surpriză, un cadou. Mi-ai adus un cadou? Vă Da. salut, băieți! Mă gândesc să fiu alături de voi. Gata. Așa facem. Și asta. De la Un vin. partenerii noștri, de la Bun, super, Leonidas mulțumesc mult. și de la Vinuri Shop, Mulțumesc. o sticlă foarte bună. Știi că din cauza ta n-am spus multe lucruri acolo, că ești prea mic. Oricum, ați inspirat foarte mult și vă mulțumesc. Chiar sunt onorat să vă avem aici. Eu îți mulțumesc, să știi că am mulți fani de vârsta ta și asta mă bucură cel mai tare. Mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc. Da, sper să-ți placă acest vin de la prietenii noștri de la Mulțumesc. Vinul Shop. Mulțumesc frumos. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, Cătălin. A fost o onoare să te am alături, să deschizi seria celor mai de succes bărbați din România cu Cătălin Botezatu. Mulțumesc frumos. Ținuta mea a fost asigurată de cei de la Monarch For Men. Mulțumesc partenerilor Casa Suter, Palatul Suter pentru locația superbă. Mulțumesc prietenilor de la Vino Shop, Leonidas și nu în ultimul rând lui Cătălin și dumneavoastră și noi ne vom revedea curând în 2023, așa că toate cele bune!